Bună ziua! Toată lumea e conectată. Am venit și domnul ministru Stroie. Vă propun să începem ședința de guvern. Astăzi am avut consultări cu autoritățile locale privitor la proiectul ordonanței de urgență de rectificare a bugetului și am considerat necesară această consultare, în primul rând pentru a face o evaluare a impactului asupra bugetelor locale a epidemiei de coronavirus, modificările care au apărut în structura de cheltuieli a autorităților locale și, de asemenea, am vrut să aflăm de la organizațiile reprezentative care sunt solicitările autorităților locale. Deci au câteva solicitări să poată să folosească o parte din banii proveniți din excedent și pentru cheltuieli pentru COVID. De asemenea, solicită o creștere a alocării procentuale din impozitul pe venit. De asemenea, solicită o creștere a plafonului de îndatorare și a plafonului de trageri care este permis anual pe credite. Sigur, mai au și solicitări care sunt mai greu de onorat, pentru că, să fim cinstiți, și resursele bugetului de stat sunt afectate și sunt diminuate și va fi foarte complicat să le satisfacem toate solicitările. De asemenea, ne-au solicitat să îi ajutăm cu cheltuielile sociale, în special pentru persoanele aflate în izolare la domiciliu, din familii vulnerabile. Și aici am și stabilit că le vom deconta cheltuielile sociale suplimentare care sunt apărute. De asemenea, ne-au solicitat ca direcțiile de sănătate publică să deconteze sumele care sunt cheltuite în contractele încheiate de autoritățile locale pentru spațiile de carantinare. Evident că și aici le-am spus da, trebuie să facem un efort comun pentru a încerca să facem față, pe de o parte, reducerilor care au apărut în venitul bugetului de stat și a bugetelor locale și în același timp să putem să susținem autoritățile locale în efortul pe care îl fac de a da soluții potrivite în lupta contra coronavirus. De asemenea, vă solicit să analizați proiectul de ordonanță de urgență inițiat de doamna ministru Violeta Alexandru. Aici trebuie să vă spun câteva cuvinte. Cred că solidaritatea trebuie să se manifeste în astfel de situații. Toți trebuie să preluăm pe umerii noștri din greutatea crizei care este provocată de această epidemie. La ora actuală sunt peste 1,5 milioane de angajați din mediul privat, la care putem adăuga toți cei care au activități în cadrul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor familiale sau alte forme de activitate ale profesiilor liberale. Practic, nu putem să lăsăm numai pe umerii lor suportarea acestei crize și din cauza asta am hotărât împreună cu Ministrul Muncii și cu Ministrul Finanțelor să găsim o soluție ca și în sectorul public să existe o preluare a acestei greutăți printr-o formă de solidaritate, un mecanism pe care l-am gândit și din rațiuni epidemiologice,
pentru a reduce riscul de răspândire, care e un mecanism simplu. În instituțiile publice, angajații vor fi împărțiți, să spun, în jumate, pe fiecare birou, serviciu, direcție, astfel încât să se asigure funcționalitatea instituțiilor, ministere, agenții, autorități, primării, consilii județene. Jumătate dintre angajați lucrează 15 zile și restul de 15 zile din lună, câte sunt 10-11 zile, 10 zile de lucru. Deci, practic, 10 zile lucrează și restul rămân într-o formă echivalentă șomajului tehnic. În perioada în care jumătate stă în șomaj tehnic, lucrează cealaltă jumătate. Practic, perioada de 15 zile echivalează cu perioada de izolare, timp în care se manifestă virusul la persoanele care sunt infectate și în felul ăsta putem și să diminuăm răspândirea virusului. Pe de altă parte, această procedură, urmând să asigure funcționalitatea instituțiilor, asigurarea serviciilor către cetățenii români, cu atât mai mult cu cât am adoptat ordonanța prin care toate instituțiile publice au obligația de a comunica online cu cetățenii, cu companiile, cu partenerii. Practic, Ministerul Muncii a elaborat proiectul și solicitarea mea către dumneavoastră este să analizați fiecare pe domeniul de activitate, fiecare entitate pe care o aveți în subordine sau în coordonare, astfel încât reglementarea să țină cont de realitate și să răspundă acestei nevoi de solidaritate, prin care și noi cei din sectorul public să preluăm o parte din greutatea, din povara care ne-a fost pusă pe umeri din cauza acestei epidemii. Domnul ministru Tătaru, am văzut că președintele Consiliului Județean Maramureș a pus în funcție o directoare la Spitalul Județean. Am luat legătura și cu prefectul. De solicitarea mea e să uzați de prerogativele pe care le-ați dobândit prin ordonanța de urgență adoptată în baza decretului privind instituirea stării de urgență și să demiteți, dacă este adevărat că acest lucru s-a petrecut, să demiteți vechiul director care a revenit asupra demisiei și care, din câte am înțeles, s-a numit pe sine director medical în Spitalul Județean. Da, am luat legătura în Maramureș și pregătim procedurile. Știu că ați fost la Unifarm și aș dori să ne prezentați pe scurt cum stăm cu stocurile de materiale, echipamente, medicamente, kituri de testare, pentru ca să putem să facem o previziune pentru perioada care va urma. Da, astăzi la Unifarm erau în stoc 334.300 măști chirurgicale, pe care le-am și pregătit să le distribuim către spitalele fază 1, fază 2, suport și spitalele județene. Mănuși nepudrate 136.900, combinezoane de protecție 181.910, recoltoare 18.614, teste în stoc 22.628, care le-am și distribuit către laboratoarele care le avem acum în capacitate. Menționez că avem o capacitate maximă de testare de 4.890, dar această capacitate este capacitatea aparatelor. Astăzi și ieri. Știu că Unifarm va avea achiziție prevăzută pentru extractoare automate care măresc capacitatea. 16 extractoare automate pe care o să le dăm în teritoriu acolo unde este nevoie. Unul l-am și dirijat astăzi către Bihor. Avem în stoc și au fost dirijate astăzi 3.500 de cutii de Plaquenil. Mâine vin 4.000 de cutii de Caletra pe care le dirijăm. Menționez că dirijăm către fiecare spital dublul
numărului de pacienți ca și cantitate pentru tratament. Adică o estimare a creșterii și pe ce perioadă? Pentru un tratament, nu? Pentru un tratament care îl punem la 5 zile, urmează, noi dăm dublul numărul pacienților internați. Care e situația cu măștile FFP2 și FFP3? Măștile FFP2, am primit un transport de 2 milioane de măști pe care le dirijăm, iar în perioada următoare am aici, efectiv, pe 10 și pe 11, vom avea 4 transporturi care vin, iar în aceste 4 transporturi avem avem 3 milioane de măști FFP2, 2,7 milioane de mănuși de examinare, 84.000 de mănuși de protecție, 37.800 de combinezoane, 20.500 ochelari de protecție. Vor veni pe 10 și pe 11. În evaluarea dumneavoastră aceste cantități, cam pe ce perioadă o să satisfacă necesarul unităților spitalicești? În funcție de evoluția următoare, între 1 și 2 luni. Domnul Adrian Ionel dădea o previziune pentru două luni jumătate. Eu aș merge pentru o lună jumătate. În regulă. Deci asta înseamnă că trebuie să continuăm achizițiile și mai ales să dăm drumul la producție. Mulțumesc, domnul ministru. Deci, practic, capacitatea de testare, așa cum ne-am înțeles, trebuie să depășească 5.000 de teste pe zi, începând cu data, cu ziua de luni. Da, în acest moment aparatura poate face 4.890 de teste. Noi facem 3.787, fiindcă este și partea umană. Sunt laboratoare care sunt rodate, care au rutină în testare, sunt puncte noi care, chiar dacă au o capacitate mare a aparatului, nu fac atât. Le solicit miniștrilor să transmită propunerile finale de măsuri pentru decretul pe care îl va emite președintele României de prelungirea stării de urgență. Evident, dacă consideră că este necesară includerea unor măsuri suplimentare. Știu că deja s-a lucrat cu o serie de propuneri, dar vreau astăzi să transmiteți propunerile finale pe fiecare minister, astfel încât președintele să aibă la dispoziție propunerile formulate de fiecare minister. De asemenea, vă solicit să mi le transmite și mie pentru a le da ok-ul final. Dacă aveți propuneri de măsuri de introdus pe ordinea de zi. Da, domnul premier. Ordonanța de urgență privind unele măsuri fiscale, financiar fiscale, reglementăm rambursarea TVA cu control ulterior, suspendăm ezitoarea silită a creanțului bugetare, constatând în comunicarea somaților, pentru că am văzut că mai mult de 5% din somații. Deci, practic, ne respectăm angajamentul de a introduce mecanismul de decontare a TVA cu control ulterior. Deci asta este. Dar asta e pe perioada stării de urgență. Corect, numai pe perioada stării de urgență, pentru a injecta lichiditate în sistem. Luna trecută am rambursat 4 miliarde de lei și acum o să rambursăm, nu știu exact care este cifra, dar mai rapid, pentru a avea companiile acces la lichidități. Și mai a fost o cerință referitoare la depunerea situației financiare anuale și aici propune prorogarea termenului pentru depunerea situației financiare anuale fiind exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019. Referiți la bilanțul pentru bilanțul, ESA? Exact. Da, au fost ONG-uri, au fost mai multe. Exact, era o cerință și prelungim până la 31 iulie 2020 inclusiv. Și mai sunt câteva lucruri. Deci asta este proiect de ordonanță de urgență cu unele măsuri fiscale. Și importul pentru alcool și așa mai departe. Și avem și hotărâre pentru modificarea completarea normelor metodologice de aplicare a legii 227-2015 privind codul fiscal, tot pe la lista suplimentară.
asta care are obiectivul de a favoriza începerea producției de alcool Corect. Denaturat, nu? Exact. Pentru alcool denaturat avem și în ordonanță facilități la import din Republica Moldova, în special și aici este pentru producția internă. Valorificarea, și în ordonanță avem valorificarea stocurilor de alcool care a fost confiscat astăzi, acum ar fi fost distrus. Pe perioada asta de urgență vrem să valorificăm. Și aveți și măsuri prin care să creăm stimulente fiscale pentru cei care produc alcool să se reprofileze pe producerea de alcool denaturat? Nu în această ordonanță, pregătim pentru săptămâna viitoare pentru un alt... Și aici este important, pentru că avem producători de alcool care au capacitatea să își adapteze producția, numai că trebuie ca regimul fiscal să fie oarecum similar, adică să... Corect, corect. Am înțeles mesajul și pregătim pentru săptămâna viitoare. Bine, mulțumesc, domnul ministru. Ordonatorii principali de credite v-au trimis toate propunerile. Ceea ce privește rectificarea bugetară, eu v-am prezentat noastră o versiune preliminară. Da, comunicarea cu ordonatorii de credite este terminată. Noi trebuie să mai punem concluziile pe ordonanța de rectificare. Și luni, noi suntem gata cu ea. Luni am putea să venim cu ea în... Adică nu vom aplica vorba aceea, cere și ți se va da. Nu, de această dată nu. Nu. Bine. Nu, aici trebuie să facem o analiză foarte... În special a părții de cheltuieli. Foarte exigentă, pentru că e clar că vom avea o scădere de venituri și aici va trebui, în paralel cu creșterea anumitor categorii de cheltuieli, să distribuim banii cu multă parsimonie. Este adevărat. Am și anunțat public, există deja o scădere de venituri estimată de în jur de 20 de miliarde de lei și de creștere de cheltuieli de aproape 12 miliarde de lei, deci în acest context trebuie să fim mult mai atenți cu partea de cheltuieli din buget. Da, mulțumesc. Domnul ministru Popescu. Domnul prim-ministru, vă rog să aprobați introducerea pe lista suplimentară a ordinii de zi, ordonanță de urgență pentru stabilirea condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 pe perioada stării de urgență. Vă referiți la necesitatea de a face derogare pe perioada stării de urgență de la procentul de combustibil? Da, domnul prim-ministru, mă refer la derogare pentru benzină și pentru motorină, la adausul de biocarburant, 8% pentru benzină și 6,5% pentru motorină. Evident, în o să vedeți în corpul ordonanței, vorbim de ruperea lanțului de import în nota de fundamentare și nu de tot produc, ce se poate achiziționa din exact. România nu poate exact. Să suporte exact. Derogare. Adică evident. Ei trebuie să achiziționeze biocombustibilul care este din păcate, produs în România. Pentru benzină suntem 100% dependenți de import, iar pentru motorină doar 30%. Am înțeles. Domnul ministru al Agriculturii, primesc semnale alarmante privitor la ceea ce se întâmplă pe piața cerealelor. Și aici v-am spus foarte clar, nu ne putem permite să acceptăm ca din lăcomie unii proprietari de cantități de cereale să trimită la export, să ne lase fără grâu, fără... Deci aici va trebui să luăm măsuri foarte clare, mai ales că datele preliminare pe care le-am primit pe luna martie arată că e un adevărat dezmăț în materie de export de cereale. Da. În luna martie s-au exportat 700.000 de tone. Procedura de eliberare a vizului fitosanitar era una pe genunchi, în 24 de ore. Am refăcut toată procedura prin ordin de ministru și am făcut, bineînțeles, și apel la trader și la mari fermieri să înceteze cu această activitate. De asemenea, să-mi și formulați o solicitare privind adoptarea unei măsuri. Deci, dacă va fi necesar, eu sunt hotărât inclusiv să interzicem exporturile, și dacă va fi necesar, să facem rechiziții.
Noi trebuie să asigurăm cantitățile necesare până la viitoarea recoltă pentru a asigura necesarul de grâu pentru consumul intern. Domnule prim-ministru, avem pregătite textele și pentru rechiziții și pentru suspendare. În regulă. Mulțumesc. Doamna ministru Violeta Alexandru. Bună ziua, domnule prim-ministru, bună ziua, stimați colegi. În primul rând, vă confirm faptul că prima variantă a ordonanței care vizează șomajul tehnic la nivelul sistemului public este gata. În zilele următoare, în perioada următoare, o voi circula, varianta pe care Ministerul Muncii o propune și o voi discuta cu toți colegii din guvern care își cunosc domeniile de activitate, respectiv specificitățile. Am o singură observație în cursul acestei săptămâni. Sigur că da. În cursul zilei acesteia și zilei de mâine, în regim de urgență și sâmbătă și duminică, astfel încât să fie pregătită pentru ca dumneavoastră să o vedeți după opiniile colegilor la începutul săptămânii. Vom avea consultări și cu partenerii sociali, vom fi tot transparenți cu privire la intențiile pe care le avem și care se referă la perioada stării de urgență. Deja am primit 10 de cereri de derogare și motive care mai de care mai stranii pentru a susține aceste cereri de derogare. Aici trebuie să facem o analiză foarte obiectivă. Bănuiam, am primit și eu, domnule prim-ministru, și le vom analiza cu toată atenția împreună cu colegii mei care își cunosc domeniile foarte bine. Subliniez faptul că această măsură se referă la starea de urgență pe care traversăm. Să găsiți o formă de exprimare a solidarității și pentru șefime, adică inclusiv pentru noi, demnitarii, da, care exercităm funcții de demnitate publică. Și eu cred că este momentul unei solidarități pe toate planurile și la toate nivelurile. Vă solicit însă, domnule prim-ministru, dacă aveți amabilitatea, să introducem pe ordinea de zi suplimentară un proiect de ordonanță care răspunde unor noi solicitări din piață, mă refer la avocați, notari, executori, judecătorești cu activitate întreruptă, total sau parțial, respectiv de angajații cooperațiilor, oameni care fac proba diminuării cooperativele meșteșugărești și de consum? Da. Oameni care au subliniat impactul pe care criza îl are asupra activităților și care ne solicită să-i avem în vedere pentru sprijinul guvernamental oferit. De acord. Respectiv, în considerentul faptului că urmează rectificarea bugetară necesară pentru efectuarea plăților și pentru că solicitanții ne cer extinderea perioadei în care să depună aceste documente, vă solicit doar cu câteva zile o extindere a perioadei de depunere a documentelor, mai ales pentru cei pe care îi includem astăzi. Ordonanța în prima formă am adoptat-o acum 2 săptămâni și... Noi suntem gata să facem plățile, ne trebuie în schimb disponibilul să putem opera plățile respective, dar pentru avocați pe care îi introducem astăzi în reglementare, va trebui să le dăm câteva zile pentru... Dar ceea ce privește celelalte categorii, nu sunt de acord, pentru că toți au știut din timp și au avut timp să formuleze, pentru categoriile noi, da. Bun, respectiv clarificăm situația pensionarilor care, deși încasează pensie, dar desfășoară și alte activități afectate în economie. Și atât cu privire la clarificări. Sunt practic niște completări pentru a face posibil sprijinul nostru și către alte categorii afectate. Vă mulțumesc. Și aici am mai discutat pe măsură ce aplicăm. Adevărul că e un proces foarte amplu de cuprindere a măsurilor de sprijin pentru categorii atât de largi de cetățeni și e posibil să mai apară probleme în implementarea acestor măsuri. Din cauza asta sunt deschis pentru îmbunătățiri, clarificări, simplificări de procedură, astfel încât să ajungă aceste forme de sprijin cât mai repede la oameni. Vă dau toate asigurările, domnule prim-ministru, că suntem deschiși și eu și colegii mei, domnul președinte Picu de la ANOFM, colega mea, doamna Corcheș de la ANEPIS, domnul Alin Ignat, pentru a primi orice semnal din societate referitor la anumite categorii pe care le-am putea cuprinde în acest pachet de măsuri pe care le oferim. Aș profita de o ocazie cu permisiunea dumneavoastră pentru a vă informa că suntem gata să facem primele plăți. S-a muncit enorm și la ANOFM și la ANEPIS și suntem gata să facem primele plăți de îndată ce avem disponibilul financiar să-l operăm. Nu, puteți deja să faceți plăți, că aveți disponibil în fondul de șomaj
până la rectificarea bugetară și să aducem în completare. Dacă avem o dispoziție în acest sens de la Ministerul Finanțelor, noi avem totul pregătit pentru a efectua primele plăți. Pentru informarea dumneavoastră și a colegilor miniștri, situația arată în momentul acesta după cum urmează. Sunt 56.170 de companii care până la ora la care intram în ședință de guvern au solicitat șomaș tehnic pentru un număr de 459.000 de angajați. Respectiv peste 55.000 de cereri de la persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, sportivi care lucrează pe contract de activitate sportivă și alte categorii care desfășoară activități pe baza unor relații contractuale altele decât contractele individuale de muncă care sunt acoperite de fondurile de la ANOFM. Ținem situația sub control, suntem foarte receptivi la toate semnalele pe care le primim din societate și vă voi informa în ce măsură sunt necesare alte completări dacă ele apar. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna ministru. Domnul ministru, cu certificatele de situații de urgență? Domnul prim-ministru, este funcțional. Duminică facem o săptămână de cât este funcțional. Dimineața aceasta, când m-am uitat, erau emise peste 10.000 de certificate de situație de urgență. Nu avem absolut nicio problemă tehnică din punct de vedere al aplicației. Avem și linie telefonică dedicată, unde sunt colegii ai noștri de la Departamentul Mediu de Afaceri care răspund permanent la telefoane. Avem, credeți-mă, mii de telefoane de întrebări. Reușim să-i învățăm despre acest lucru, cum să opereze și să le spunem la ce folosesc aceste certificate. Acordarea certificatului se face pe online. Online absolut tot, fără nicio intervenție din partea noastră ca minister. Mulțumesc, domnul ministru. Cum stăm cu operaționalizarea schemei de ajutor pentru IMM, pentru capitalul de lucru și capitalul de investiții? Ieri am vorbit cu președintele, directorul general de la FNG IMM. Ar trebui să fie totul în loc. Am văzut că se fac deja contactele cu de publicitate cu televiziunile. Schema trebuie să fie funcțională în câteva zile. În acest moment cred că se înscriu băncile în schema. Au până luni să se înscrie băncile în schemă și atunci... Și practic de când devine operațional? Ar trebui să devină operațional săptămâna viitoare. După ce s-a înscris, săptămâna viitoare. Da, pentru IMM Invest. Da. Am înțeles. Aici au fost întrebări pentru... la Consiliul Tripartit. Corect. De când devine operațională trebuie să fie săptămâna viitoare și cealaltă măsură cu amânarea ratelor la bancă, știți foarte bine, de luni este operațională. Da, și la Ministerul Finanțelor Publice am creat un site unde primim, de fapt nu, ne-am legat de aici, .gov.ro, unde cetățenii care au fost refuzați în demersul lor de o instituție financiară bancară pot să ne scrie, să ne spună motivația și să vedem dacă instituția respectivă a respectat sau nu normele de aplicare ale ordonanței de urgență. Mi-am adus aminte, trebuie să mai clarificăm un lucru. Doamna viceprim-ministru, vă rog să verificați. Am primit observații că nu este foarte clar, mecanismul de decontare pentru spațiile în care acordăm servicii de cazare pentru medici între ture și între gărzi și nu știu, autoritățile locale, subiectul a fost prezent și în discuțiile care le-am avut cu reprezentanții autorităților locale și ei n-au solicitat clarificări. Aici părerea mea că mecanismul trebuie să fie similar cu mecanismul de carantină, în care practic direcțiile de sănătate publică asigură decontarea cheltuielilor și de asemenea trebuie prevăzute serviciile care se acordă cadrelor medicale în spațiile acestea, da? Da, așa este. Incertitudinea apare din faptul că cei 70 de lei care sunt prevăzuți pentru carantinați ca sumă alocată pentru mâncare la medici este interpretată din punct de vedere legislativ pentru că aceștia primesc indemnizația de hrană. Dar vom clarifica astfel încât să se înțeleagă că întreaga sumă decontată pentru cei asimilați carantinaților este 300 de lei.
Da, da, și se va plăti și se va plăti de DSP-ul, de exact. Direcțiile de Sănătate exact. Publică. De acolo a apărut incertitudinea, însă vom rezolva aspectul acesta. Dacă aveți alte propuneri de introducere pe ordinea de zi? Domnule prim-ministru, dacă îmi permiteți. Da, domnul ministru. Bună ziua, domnule prim-ministru, stimați colegi. Poate închideți aeroportul Cluj, domnul ministru, după ce am văzut astăzi la televizor. Deci e inadmisibil. Directorul ăla se încearcă, Consiliul Județean, am vorbit cu Consiliul Județean. Au avut două tentative de schimbare a acestui manager, care au fost oprite de instanță. Dar eu cred că trebuie să luăm toate măsurile posibile. Aici Ministerul de Interne trebuie să demareze imediat o anchetă. Este inadmisibil ce s-a petrecut acolo. Noi trebuie să folosim toate pârghiile pe care le avem, să-l tragem la răspundere pe managerul aeroportului. Nici măcar nu a informat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și pe prefect privitor la aceste zboruri. Nu a luat nicio măsură privitoare la distanțarea fizică, privitoare la obligativitatea de asigurare a echipamentului de protecție. Am solicitat și prefectului personal să demareze toate procedurile posibile pentru a trage la răspundere pe managerul de la aeroportul Cluj și nu asta mă interesează, mă interesează ca în cazul în care mai sunt astfel de curse, ele trebuie să fie notificate din timp. Aici autoritățile locale, prefecturile unde există aeroporturi care se află în subordinea autorităților locale, trebuie să fie informate din timp și trebuie să dispună conducerii aeroportului și firmelor care asigură transportul românilor care pleacă la munci sezoniere, respectarea tuturor condițiilor din ordonanțele militare. Domnul vă ascult, ministru, domnul ministru. Sunt într-o totul de acord pe tema voastră. O să vă dau cuvântul după ce termină domnul ministru Bode. Mulțumesc. Domnule prim-ministru, sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. Este inadmisibil ce s-a întâmplat astăzi la Cluj. Dintr-o bună intenție a autorităților statului, reglementată prin ordonanța militară la articolul 10, din păcate s-a ajuns în situația în care instituțiile statului nu s-au implicat, instituțiile statului român, și aici nu mă refer doar la aeroportul din Cluj, este un lanț de nereguli, este inadmisibil cum firme de recrutare personal au adus 1500 de oameni, i-au lăsat în parcarea aeroportului, în parcare care nu aparține de aeroport, aparține de o firmă privată, concesionată la o firmă privată de către Consiliul Județean Cluj. Dacă vă uitați pe imagini, în interiorul aeroportului, procesarea celor 1500 de oameni, de pasageri, s-a făcut regulamentar cu păstrarea distanței, dar 1500 de oameni într-o parcare, unul lângă celălalt, este inadmisibil ceea ce am văzut astăzi acolo și, din păcate, aceste imagini au făcut în conjurul lumii, ca să fim foarte clari. Atunci, ca să nu mai repetăm o astfel de situație, am transmis domnului ministru Vela o propunere de modificare a ordonanței, prin următoarea ordonanță militară, de modificare a articolului 10, astfel încât instituțiile statului român să aibă controlul pe tot ce înseamnă programarea acestor zboruri. Altfel, ei, cei care au comandat, și mă refer la beneficiari, la cei din Germania, s-au adresat direct Eurocontrol, ei au făcut planul de zbor, l-au trimis către Romața, către autoritate, ei au respectat regulile din interiorul aeroportului, tot ceea ce s-a întâmplat total în afara regulilor pe care noi le solicităm astăzi și în fiecare zi să se respecte, s-a întâmplat în parcarea aeroportului. De aceea, odată ce vom modifica articolul 10, cu un control riguros din partea statului român, aceste imagini nu le vom mai vedea. Păi nu, categoric, atunci trebuie introdus în ordonanța militară obligații care trebuie să fie respectate de companiile de recrutare a forței de muncă care asigură deplasarea, contractele și după aia deplasarea muncitorilor români către țările unde au contracte de muncă. Aici trebuie făcută o anchetă fără milă. Asta este ideea de bază și trebuie
penalizați pe toți cei care sunt responsabili de dezastru. Iar în ceea ce privește managerul aeroportului, este inadmisibil ca el să nu informeze prefectura, Consiliul Județean, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Era obligat să informeze, pentru că era obligația Comitetului Județean pentru Situații de Urgență de a dispune respectarea tuturor deciziilor și condițiilor în care trebuiau să se desfășoare. Pentru că dacă era informat, puteau să dispună prezența jandarmilor acolo, puteau să împiedice practic aglomerările care s-au produs acolo datorită transportului organizat de companiile de recrutare, care probabil au avut contracte de transport cu diferite firme de transport, care habar n-aveau exact ce obligații au. Domnul ministru Vela. Bună ziua, domnule prim-ministru, domnilor colegi. Cu privire la imagine și informațiile apărute în spațiu public, privind situația de la aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj, vă informez că la nivelul Serviciului Regional de Poliție Transporturi Cluj-Napoca a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de articolul 352 Cod Penal, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Cluj-Napoca. Codul penal și articolul 292 se referă la infracțiuni de zădărnicire a combaterii bolilor, în cauză fiind vizate persoanele aflate la organizarea acestei deplasări. În altă ordine de idei, aș dori să vă spun că este prematur să ne exprimăm la vinovăția unora sau altora, mă refer la agenții de recrutare sau la alte aspecte care țin de vinovăție, pentru că agențiile au venit în parcare cu oamenii din cauza organizării proaste a orarului de zbor. Și vă dau un exemplu. În această după-amiază au fost organizate 12 curse aeriene la ora 12, 13, 13 și 50 de minute, 14, 14 și 10 și tot așa până la 22. Așa sunt cazuri la 14:30, două curse. În concluzie, reprezentanții autorității aeronautice Romața și aeroportul din Cluj au organizat deficitar aceste zboruri, aducând în zona de proximitate a aeroportului viitorii pasageri la aceeași ore, motiv pentru care în urma analizei anchetei din dosarul penal vom exprima un punct de vedere oficial și autorizat împreună cu procurorul care se ocupă de acest dosar. Mulțumesc, domnul ministru. Dacă mai aveți propuneri de introdus pe ordinea de zi. Deci eu aveam o propunere. Vă ascult, domnul ministru. Da. Și colaborăm îndeaproape cu Ministerul Afacerilor Interne pentru a lămuri acest aspect și pentru a nu mai fi în astfel de situații niciodată, cum a fost cel de la Cluj. Domnule prim-ministru, vă rog să fiți de acord să scoatem de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre de guvern înscris la punctul 15, proiect de hotărâre de guvern privind modificarea datelor tehnice și valorii de DN7. Mulțumesc frumos și vă propun, domnule prim-ministru, să fiți de acord să introducem pe ordinea de zi suplimentară un proiect de hotărâre de guvern. Este vorba despre proiect de hotărâre de guvern de aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a Companiei Naționale Aeroporturi București. De acord. Mulțumesc. Alte propuneri? Domnule prim-ministru, dacă îmi permiteți. Da, domnul ministru. Vă rog să fiți de acord cu introducerea pe ordinea de zi suplimentară a unui proiect de ordonanță de urgență pentru completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 11 pe 2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei cu completările ulterioare. Avem toate avizele. Este vorba despre o prevedere care dă posibilitatea Ministerului de Externe să deconteze și alte cheltuieli decât cele care erau aprobate deja prin ordonanța de urgență. Da, știu despre ce e vorba, domnul ministru. Mulțumesc mult. De acord. Dacă îmi permiteți, aș vrea să mai spun două cuvinte despre ceea ce v-am informat mai devreme, despre cele patru zboruri pe care le vom primi mâine și poimâine din partea Guvernului Emiratelor Arabe Unite.
care vor aduce o donație din partea acestui guvern către Guvernul României, este o donație obținută de Guvernul României, cu echipamente medicale, pe care le-a menționat de altfel și domnul ministru Tătaru. E vorba de cele 3 milioane de măști, de 2,7 milioane de mânuși de examinare, 84.000 de mânuși de protecție, 37.000 de combinezoane, 20.500 de ochelari de protecție. Și aș vrea cu această ocazie, dacă îmi permiteți, să exprim mulțumirile noastre deosebite atât către Guvernul din Emiratele Arabe Unite, cât și către ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la București, domnul Ahmed Abdullah Said bin Saied Al Matroshi, care a avut un rol excepțional în obținerea acestei donații foarte necesare pentru Guvernul României. Cu siguranță, normal. Chiar putem, când hotărâm de comun acord, să-l și primim, să exprimăm direct gratitudinea noastră pentru acest ajutor extrem de benefic și de util. Mulțumesc, domnul ministru. Da, spuneți, domnul Aurescu. Cine? Domnul ministru Ștefan. Domnule prim-ministru, vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi ordonanța de urgență despre care ați vorbit și dumneavoastră cu privire la acordarea de sprijin persoanelor aflate în izolare. Mulțumesc, de acord. Deci e vorba de ordonanța prin care se clarifică mecanismul, e făcută cu Ministerul Muncii, da? Se clarifică mecanismul prin care decontăm cheltuielile efectuate de autoritățile locale pentru susținerea persoanelor vulnerabile aflate în izolare la domiciliu. Da? În regulă? De acord. Alte intervenții? Dacă nu mai sunt alte propuneri, vă mulțumesc. Mulțumesc mass media celor care ne urmăresc.